Ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat luni că problema imunoglobuline este rezolvată parțial pentru cel mult 3 luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de către Austria și vor fi primite în maximum 2 săptămâni. Săptămâna trecută, Sorina Pintea a anunțat că România a activat mecanismul de alertă european prin care solicită imunoglobulină. În calitate de stat membru al Uniunii Europene și a NATO, țara noastră a cerut sprijinul partenerilor și aliaților europeni pentru procurarea acestui medicament, care este unul esențial pentru viața a mii de bolnavi. Ieri, ministrul Sănătății a declarat că problema imunoglobulinei este rezolvată parțial. Problema imunoglobulinelor parțial s-a rezolvat pentru că noi am activat mecanismul de protecție civilă pentru o situație de urgență, iar ceea ce ne-a fost oferit și am cerut rezolvă problema pentru 2 luni de zile, maxim 3 luni de zile, pentru copii și pentru adulți. Cine ne ajută? Austria, Italia și Statele Unite ale Americii. Câte doze ne dau? În prima fază, prima comandă fermă, prima ofertă fermă pe care am primit-o este cea de la austrieci. Ne vor intra în țară 10.000 de doze de imunoglobulină imediat după ce vom termina formalitățile. Potrivit ministrului, SUA și Italia vor trimite României restul dozelor până la cantitatea de 150 de kilograme. Italia și SUA câte doze ne dau și când arunca? Diferența până la 150 de kilograme. Dar cele 50 de kilograme sunt 10.000 de doze care vor ajunge în prima fază. Au nevoie de medicamentele din Statele Unite de aprobări speciale pentru a putea fi utilizate, pentru că și noi nu sunt... Nu, ele sunt deja pe piața din Europa. Deci nu este nevoie de aprobare specială pentru România. Deja ele există pe piața din Europa. Iar prima tranșă care va veni din Austria este un medicament care există deja în România și care a mai fost utilizat. Este pentru imunodeficiența secundară, deci este în regulă. Au fost și părinți care au semnalat faptul că tipul de imunoglobulină care va fi adus din Austria dă anumite reacții adverse. Dimineața am avut discuții cu președinții comisiilor de specialitate, cu 5 președinți de comisii. Deci fiecare și-a spus părerea și concluzia la care am ajuns a fost că este substanța bună, pentru că am vrut să ne asigurăm că nu aducem altceva sau nu ni se oferă altceva. În urmă cu o săptămână, România a declanșat mecanismul de protecție civilă pentru achiziția imunoglobulinei pentru imunodeficiențele primare din statele membre UE și NATO. Ministrul Sănătății spunea că nu mai există nicio doză de imunoglobulină, că sunt sute de pacienți afectați și că singura soluție era declanșarea mecanismului de protecție civilă prin solicitarea ajutorului țărilor UE și NATO pentru criza imunoglobulinei. Potrivit datelor disponibile la Ministerul Sănătății, în România sunt necesare lunar aproximativ 5.000 de doze de imunoglobulină, iar prețul unei doze este de aproximativ 100 de euro.